Dragilor, astăzi alături de noi este Cristina Oțel, trainer, coach și vom vorbi despre fericire, pornind discuția noastră de la cartea lui Sean Eckhart, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald, Avantajul fericirii. Cum să avem un creier care să ne ajute pentru o stare de bine, pentru o stare de fericire, ce înseamnă de fapt starea de bine. Vom încerca să răspundem la mai multe întrebări pe parcursul acestei discuții și bineînțeles că vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Cristina, cum putem să definim o stare de fericire? Și când spun stare de fericire, mă refer la o stare care înglobează, să spunem, și partea materială, și partea emoțională sau psihoemoțională, și cea spirituală. Cum facem să atingem această stare de bine, această stare de fericire? Atât în viața personală, când ne referim la familie, la prieteni, dar și din punct de vedere social și al recunoașterii sociale, dar și din punct de vedere profesional. Uite, mie îmi place să întorc întrebarea când primesc întrebări despre fericire. Te-ai gândit vreodată la cum ai defini-o tu, pentru tine? Cred că mi-ar fi foarte greu să dau o definiție. Mi-ar fi foarte greu să dau definiția fericirii. Da, la un moment dat s-ar putea să găsesc ceva, dar mi-ar fi destul de greu. Și nu pentru că ar fi neapărat un concept abstract. Fericirea, până la urmă, este și un concept calitativ. Dar cred că implică în funcție de experiența de viață și pe care o avem și în funcție de anumite lucruri pe care ni le dorim în anumite momente ale vieții noastre. S-ar putea ca la 20, 25, 30 de ani să fi dat un răspuns despre felul în care văd fericirea. Acum, nu știu, la 50 de ani s-ar putea să dau un alt răspuns. Corect. Și mie îmi place să spun că eu cred că fericirea este să știi ce te bucură și aici includ și bucurile alea mici, plăcerile mici, care durează exact atât. Nu știu, o înghețată care îți place, o prăjitură, un film pe care îl vezi. Și efectele, în principiu, se cam duc odată ce se termină plăcerea respectivă, dar și bucurile mai mari, care pentru mine au legătură cu partea asta de sens. E distinția asta între fericire hedonică și eudaimonică și vorbim despre impact, vorbim despre sens, despre lucruri care pe noi ne hrănesc și despre care de multe ori nici nu ne dăm seama că ne fac fericiți în momentul respectiv. Suntem în starea aia de flux. Suntem absorbiți de ceea ce facem. Dacă ne întreabă cineva cum ne simțim, probabil că n-am spune neapărat că suntem minunați sau ne simțim nu știu cât de bine, dar după ce se încheie activitatea, rămânem cu împlinirea aia, că am făcut ceva care contează, ceva valoros. Și motivul pentru care ți-am întors întrebarea este tocmai pentru că eu cred că fericirea este ceva extrem de subiectiv. Cred că atunci când vorbim, de exemplu, de starea de bine, e ca vremea. Tu te uiți pe geam, te uiți dacă e soare, dacă e norat, dacă plouă, ce temperatură e. Sunt mai multe lucruri pe care le iei în calcul și la final tragi linie și zici, da, azi e frumos afară. Mie mi se pare că și starea noastră de bine, unde includ și fericirea, practic urmărește niște piloni. Dar vorbim de lucruri subiective și da, și eu simt, așa cum spui tu, că în funcție de etapa în care ne aflăm în viețile noastre, în funcție de nivelul de conștiință la care am ajuns, avem nevoi diferite, avem valori diferite, drept urmare o să ne facă fericiți lucruri diferite. Și dacă ar fi să mă gândesc la cum aș defini eu fericirea, m-aș gândi la ce mi-aduce mie bucurie, la care sunt valorile mele, la cum aș putea să trăiesc cât mai conștient și cât mai aliniat cu ele, cu acele valori pe care le am într-o anumită perioadă a vieții. Da, la 20 de ani, clar, avem anumite priorități, la 30 altele, la 40 altele, există niște etape în viața noastră și ne dăm seama la un moment dat că stai puțin, parcă ceva s-a schimbat. Ce îmi place mie, în schimb, la povestea asta cu avantajul fericirii, este că ce aud eu foarte des este voi fi fericit atunci când. Și acel atunci când e ca o bornă kilometrică care se tot mută.
Și îți imaginezi că vei fi fericit atunci când vei găsi partenerul ideal, te gândești că după aia o să fii fericit când vei avea apartamentul sau casa ta, când vei avea un anumit job, când îți vei cumpăra poate anumite lucruri, când vei fi vizitat nu știu câte țări și îți dai seama de fiecare dată când ajungi acolo, e ca și cum niciodată nu e suficient sau efectul pe care ți-l imaginai tu o să-l obții, de fapt nu e chiar atât de amplu. Și mi se pare că dacă nu încercăm să înțelegem cum arată fericirea pentru fiecare dintre noi, riscăm să intrăm în cursa asta ca pe o rotiță de hamster, știi, în care tot timpul alergăm după ceva ce credem noi din exterior că o să ne facă fericiți. Și de cele mai multe ori suntem dezamăgiți când ajungem acolo sau ne dăm seama că după câteva minute sau, mă rog, după o perioadă foarte scurtă, deja avem nevoie de altceva. Am luat un super job, gata, acum următorul. Care e următoarea treaptă? Care e următorul nivel la care pot să merg? Și în afară de faptul că practic astfel eu nu-mi las creierul să se bălăcească, să se scalde în dopamină și în toți neurotransmițătorii ăștia buni, care au efecte nu doar asupra stării noastre de bine, ci și asupra felului în care noi reușim să învățăm, să acumulăm, să absorbim informații și să ne dezvoltăm. Deci, dincolo de faptul că nu îi oferim creierului această plăcere și că nu ne bucurăm suficient de această fericire, cred că goana asta înseamnă pentru mulți dintre noi că, între timp, viața trece pe lângă noi. Noi tot fugim după niște lucruri care se tot mută, în timp ce, nefiind în prezent, practic viața trece pe lângă noi și ajungem poate la bătrânețe să ne uităm în urmă și să ne dăm seama, aș fi putut să, da, sau ar fi trebuit să. Cartea de față, cea despre care vorbim, Avantajul fericirii a lui Sean Eckhart, este rezultatul unor îndelungate cercetări în domeniul neuroștiinței și aici aș face legătura cu o altă carte superbă din portofoliul editurii Herald, Neuroștiința fericirii, de Daniel Siegel, și din domeniul psihologiei pozitive, cumva menite să dea viață unei așa zise științe a fericirii. Avantajul fericirii, pornind de la cartea lui Sean Eckhart, este acum unul dintre cele mai de succes, am putea spune, programe de training pentru corporații recunoscut la nivel mondial. Sean Eckhart vorbește în această carte într-un limbaj accesibil, într-un limbaj colocvial, așa cum de altfel își și susține conferințele de la TEDx, despre 7 principii esențiale. Cum ne ajută aceste principii în viața noastră cotidiană, în viața noastră de zi cu zi? Pentru că el le explică foarte punctual în această carte. Le explică punctual, dar în același timp mi se pare că este foarte accesibil și este și amuzant și face foarte ușor de urmărit chiar și pasajele în care el descrie diferite studii, diferite experimente, diferite metrici care au fost urmărite și care, na, poate nu sunt întotdeauna pe placul tuturor. De asta mi se pare că e o carte potrivită pentru un spectru larg de cititori. Și ce am apreciat eu foarte tare, dincolo de modul de prezentare, eu îl urmăresc pe Sean încă de când l-am văzut la un interviu cu Oprah cu mai mulți ani. Ce am apreciat foarte tare este că principiile sunt, nici nu știu cum să le zic, sunt de bun simț. Nu e nimic științifico-fantastic, nu e nimic ce să nu fie accesibil oricăruia dintre noi, dar, așa cum spune și el, e nevoie să-ți sufleci mânecile și să începi să faci acțiuni diferite de ceea ce făceai înainte ca să poți să obții rezultate diferite de ceea ce ai obținut înainte. Și deși primul principiu, avantajul fericirii, este așa cheia, mi se pare că celelalte 6 sunt așa ca niște sateliți, dacă vrei, sunt și legate între ele. Ele sunt separate ca să fie explicate pe înțelesul tuturor și exemplificate, dar ele mi se par că sunt și interconectate cumva și susțin, de fapt, la finalul zilei povestea asta cu avantajul fericirii. Și cred că
apropo de invitația lui de la începutul cărții, da, e accesibil pentru oricine atâta timp cât suntem deschiși să experimentăm și să facem lucruri noi, să depunem un pic de efort. Apropo de unul dintre principiile lui, este să facem lucrurile cât mai accesibile la început, să le facem cât mai mici. E ideea asta de intensitate care bate repetiția, repetiția care bate intensitatea. Să îmi propun niște obiective mici, niște rezultate mici care sunt ușor de atins, pentru că atingându-le eu încep să creez dovezi pentru mine că eu pot. Capăt încredere în capacitatea mea de a găsi și partea pozitivă, de a produce anumite rezultate. Și asta mă ajută să încep să privesc lumea printr-un alt filtru. Mă ajută să încep să văd ce altceva mai e posibil pentru mine pe lângă ce credeam despre mine, că pot, că merit și așa mai departe. Și fiecare dintre aceste principii este explicat odată prin prisma unei povești sau a mai multor exemple pe care le are din prelegerile lui, de pe unde a vorbit despre avantajul fericirii. Are și partea asta de studii, da? Atât cât să înțelegem eșantionul, să înțelegem o proporție, niște lucruri, atât cât să punem conceptele astea într-un context, după care la final există câteva lucruri mici pe care putem să începem să le implementăm. Dacă ar fi să mă duc la ce recomand eu de regulă, nu știu dacă tu auzi asta des, mie mi se întâmplă să aud des oameni care se plâng că, uite, cartea asta de dezvoltare personală, o să-i spun așa generic, am citit-o și nu mi s-a schimbat viața în niciun fel. Și atunci întrebarea mea e, ce ai aplicat de acolo? Cu ce simți tu că ai rezonat? Ceva ce ai simțit că e într-adevăr pentru tine și ai pus în practică ca să poți să începi să obții rezultate? Păi nu, că doar am citit-o, că na, e o carte. Și atunci, pentru că cartea este plină la fiecare dintre principii cu mici trucuri, mici exerciții, mici lucruri pe care putem să începem să le facem, ce aș recomanda eu este să facem lucrurile cât mai accesibile pentru noi și să începem cu un lucru care ni se pare nouă, că e mai la îndemână pentru noi, suntem mai deschiși, deschise să facem, să încercăm acel lucru și să-i dăm un pic de timp, să ne luăm câteva zile sau o săptămână, două, în care să ne concentrăm doar pe asta, să fim atenți la cuvintele pe care le folosim, să fim atenți la gândurile repetitive pe care le avem, să încercăm să vedem și partea mai plină a paharului, nu doar lipsurile. Da? Sunt unii dintre noi care parcă așa suntem programați, să vedem mereu doar ceea ce lipsește. Și dacă eu îi spun creierului meu să se uite numai după ce nu e bine, nu e conform standardelor mele, ceva care lipsește, atunci asta o să vadă. Și atunci, cred că asta este, ca să ne creștem șansele de reușită și chiar să obținem rezultate, eu aș recomanda, din experiența mea de trainer și de coach, să începem cu ceva ce ni se pare super accesibil, să ne jucăm cu el o perioadă și să începem să vedem cum se potrivește pentru noi, cum arată realitatea noastră și după aceea putem fie să schimbăm, să mai încercăm altceva, fie să adăugăm o activitate nouă la cea pe care am încercat-o inițial. Cred că e foarte mult despre un antrenament al minții, dacă vrei. Avantajul fericirii este disponibil pentru sau accesibil pentru toată lumea dacă ne antrenăm acele părți din creier care sunt poate un pic atrofiate. Noi suntem obișnuiți să ne uităm mai degrabă la pericole mai întâi, da, din motive de supraviețuire și de felul în care suntem programați, dar lucrurile astea se pot schimba și mie îmi place să văd exercițiile astea din carte ca fiind un antrenament pentru creier. Să ne antrenăm acele părți din creier pe care poate le-am folosit mai rar, da, să ne întărim acest mușchi al psihologiei pozitive, dacă pot să zic așa. Da, și apropo de ceea ce spuneai tu, cred că este important și avantajul biologic al creierului orientat spre pozitivitate față de creierul, despre asta vorbește și în carte și Sean Eckhart, față de creierul neutru sau cel orientat spre negativitate, pentru că, iată, din păcate, venim cu niște tipare, venim cu niște pattern-uri din copilărie, venim cu niște prejudecăți, le-aș putea spune, sau
convingeri, credințe limitative, și de cele mai multe ori nu facem decât să judecăm chiar și pe cei din jurul nostru, și atunci, bineînțeles, avem mintea cumva setată pe partea aceasta de negativitate. Ori dacă urmăm sfaturile pe care ni le spune Sean Eckhart în carte, putem să vedem o altă perspectivă, o perspectivă pozitivă. Chiar ceea ce menționai tu puțin mai devreme, metoda, o spun eu, o numesc eu, mă rog, metoda pașilor mici, este de fapt cercul lui Zorro. Să ne stabilim sarcini mici pe care credem că le putem îndeplini și din aproape în aproape să reușim de fapt ceea ce ne-am propus. Da. Și uite, nu mai departe de dimineața asta am lucrat cu o clientă în coaching exact pe ideea asta de credințe limitative și de felul în care ceea ce noi credem despre noi ne modelează și felul în care privim lumea și ceea ce putem și ceea ce merităm și ceea ce putem să obținem. Și îmi povestea cum că ea e genul de om care nu se poate mobiliza și nu se poate responsabiliza. În momentul în care face astfel de afirmații, eu nu sunt genul de om sau eu sunt omul care tot timpul sau niciodată, e ca și cum deja tu ți-ai asumat această identitate și o întrupezi de dimineață până seara în fiecare zi. Și era foarte frustrată că își dorește să facă o grămadă de lucruri pe care le începe și le lasă baltă și așa mai departe. Și își luase ca recomandare de exercițiu între ședințele de coaching ca pentru următoarea perioadă să își noteze în fiecare zi lucrurile care contrazic ceea ce ea auzea foarte des în copilărie, și anume ești de lăsătoare. Care e un mesaj pe care dacă l-auzi în mod repetat în copilărie, la un moment dat tu îl internalizezi. Nici nu mai trebuie să ți se spună. Tu crezi despre tine că tu nu te poți mobiliza pe cont propriu, tu nu termini lucruri. Și atunci e tot un fel de antrenare a creierului. Mie îmi place să zic așa, în momentul în care avem convingeri limitative, este că avem un teanc întreg de imagini, de poze mentale, care ne confirmă nouă ceea ce gândim. Da? Pentru clienta mea din dimineața asta, erau exemple de situații în care, sau care confirmă că ea este de lăsătoare. Și s-a văzut și în clasa 1 și clasa 4, adică nu doar la vârsta de adult. Și atunci, ce și-a propus ea să facă în următoarea perioadă este ca în fiecare zi, în mod conștient, să-și mute atenția pe acele lucruri pe care le termină, pe micile victorii, ca să înceapă să creeze alături un alt teanc de poze, de imagini mentale, care să arate că și altceva e posibil, că ea poate fi și altfel decât de lăsătoare, că ea poate să termine sarcini, da, activități pe care și le propune. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre fericire, despre principiile esențiale ale lui Sean Eckhart din cartea Avantajul Fericirii. Alături de noi a fost Cristina Oțel, coach trainer, care îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!